Bărbatul care a amenințat cu moartea un judecător brașovean printr-o scrisoare a fost condamnat definitiv la 4 luni de închisoare cu amânare pentru ultraj judiciar, având termen de supraveghere de 2 ani. În cadrul târgului, România își prezintă nu numai obiectivele și atracțiile turistice, ci și zestrea culturală prin dansuri și muzică. Prezența sătmărenilor la acest târg este îmbogățită prin participarea meșterului popular Ana Mare, care expune obiecte lucrate manual, precum păpuși îmbrăcate în port tradițional oșenesc, pălării oșenești, traiste, zgârzi, dar și prin prezența maestrului olar din Vama, István Figeizo. Seara României a avut loc în 9 martie, fiind un eveniment savurat de toți cei prezenți. Pe lângă prezentarea regiunii partenere, participanții au putut gusta din produsele culinare tradiționale și binecunoscutele pălinci. Județul Satu Mare are alocat un infodesk în cadrul standului României, aici prezentându-se și promovându-se vizitatorilor destinații de turism din județ, punându-se la dispoziția doritorilor broșuri în limba germană și engleză. De asemenea, pentru creșterea atractivității, vizibilității și promovarea imaginii județului Satu Mare sunt oferite vizitatorilor obiecte promoționale cu însemnele județului,